mulțumim pentru toate lucrurile, pentru că în încercări ești cu noi, îți mulțumim pentru vindecare, îți mulțumim că ne asculți rugăciunile, îți mulțumim că ne întărești, ne dai putere, tărie, îți mulțumim pentru această seară, Doamne, pentru mijlocire, îți mulțumim că Tu iei poverile și apăsările, îți mulțumim că ne mângâi, ne ridici, ne îmbărbătezi, Doamne. Toate lucrurile le-ai pus la dispoziția noastră, Doamne, și îți mulțumim că dumnezeiasca Ta putere ne-a dat tot ce avem trebuință. Îți mulțumim, Doamne, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce Te iubesc pe Tine. Credințăm toate cauzele care s-au adus încă o dată în mâna Ta și credem, Doamne Iisuse, că Tu la unele ai dat rezolvare, unele încă lucrezi, Doamne Iisuse, și fă ca fiecare să rămână până la sfârșit în Tine, în pace și în credință. În numele Domnului Iisus Hristos te slăvesc, te laud și te binecuvântez și îți mulțumesc și eu în dreptul vieții mele. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și vei face continuare. Îți mulțumesc că vei lucra, Doamne Iisuse, și la cauza fratelui Raj, Doamne Iisuse, cu copiii, vei lucra, Doamne Dumnezeule. Mulțumesc pentru toată lucrarea măreață care o faci, Doamne Iisuse, că Tu ți-ai lărgit lucrarea și cred, Doamne, că și această încercare la care este supus o va trece biruitor, că El însuși, Doamne, învață despre credință și știu, Doamne Dumnezeule, că lupta este mare în astfel de situații. Îți mulțumesc, Doamne, și te mulțumim pentru sora Oltea, pentru traducere. Îți mulțumim pentru toți frații care au participat, Doamne, frate Vaipan, fratele Vasile, Doamne, surorile, sora Coca și care mai sunt, Doamne Dumnezeule, că eu nu le văd, dar Tu le știi și le cunoști. Te binecuvântez, Doamne, și îți mulțumesc. Fii glorificat, fii preamărit în veci de veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul, mulțumim Domnului că ne-a ajutat până aici, slăvit să fie El. We want to thank God that He has helped us up to this point to glorify His mighty name. From this point on, we will move to the third part where I'll not be translating in Romanian, in English. It's going to be just Romanian fellowship, not that it's too hard for me to translate, but it's too hard for the Romanian community, as you see. 95% are Romanian, and it's hard for them to listen to two languages. So this is the reason this third part I'll not translate. However, you come again next Monday, first two parts. Then we have Wednesday when Pastor Raj is coming, then I'll translate, and also Saturday. And may the Lord bless you. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, and see you next time. Sau m-am mintit, deci de acum nu voi mai traduce, Domnul să binecuvânteze toată lucrarea mai departe și, bineînțeles, cu traduce va fi miercurea și sâmbătă, Domnul să ne binecuvânteze. Mai departe, fratele Ghiță, dacă este cu noi, dorește să rostească ceea ce Domnul va pune pe inimă și vom continua. Doresc să rostesc o binecuvântare și astăzi, pentru că Biblia spune, cine binecuvântează are parte de binecuvântare, așa că cea mai rentabilă afacere. Slavă Domnului! Domnul să binecuvânteze pe cei care slujesc în continuare, sora Oltea, cei care cântă, fratele Bogdan Cazacu și tot cei care rostesc numele Domnului într-un fel să aibă parte de o prezență deplină a Duhului Sfânt. Fiți binecuvântați de Domnul! Amin. Doamne, să vă binecuvânteze. Deci, cu ajutorul Domnului, vom lăsa pe fratele Vasile să conducă mai departe. Doamne, să binecuvânteze, bun venit tuturor și Doamne, să binecuvânteze, bun venit fratele Bogdan. Credem că doar două puncte și apoi veți putea intra și Doamne, să vă binecuvânteze. Sau fratele Vasile. Slăvit să fie Domnul, mulțumim Domnului pentru că a fost cu noi până în clipurile acestea de față. Mulțumim pentru timpul de rugăciune care l-am adus înaintea Domnului. Domnul să ne binecuvânteze, să ne asculte rugăciunile și crede că El este acela care va lucra după planul Său și după hotărârea Sa. Și Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei care au adus cauze înaintea Domnului. Și Domnul să dea rezolvare după Sfânta Voia Lui. Zicem bun venit și celor care au venit mai târziu. Domnul să vă binecuvânteze, care ați venit împreună cu noi. Vrem să ascultăm o cântare, o poezie, sora Sanda, Domnul să vă binecuvinteze cu o cântare și sora Aurica cu o poezie și rugăm și pe sora Gave să laude pe Domnul cu o cântare, apoi fratele Bogdan. Va duce cuvântul Domnului în seara asta. Frate Vasile, sora Gabi nu poate conduce.
Da? Bine. Domnul să vă binecuvânteze. Sora Sanda și sora Aurica, Domnul să vă binecuvânteze. Slăviți să fie Domnul. Voi cântați spre slava Domnului o cântare de chemare. A bătut la ușa ta cineva. A bătut la ușa ta cineva. O deschide, nu mai sta. În tăcerea negri nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul-i numai sânge. În tăcerea negri nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul-i numai sânge. Cine ești străin pribeag, cine ești? De-al cui dor tu pribegești? Pentru cine te-a brăzdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Pentru cine te-au brăzdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai roșii trandafiri pieptul mi-l umplură. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai roșii trandafiri pieptul mi-l umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi și sunt vinul noii legi. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare. Plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare. Plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva. O deschide-i, nu mai sta. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta
n-are să mai bată. Amin. Astăzi, dacă auziți glasul amin, lui, amin, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Sora Aurica și apoi fratele Bogdan, Domnul să vă binecuvânteze. Pacea Domnului Iisus. Vreau să recit poezia Nu vreau decât să-ți mulțumesc, de Viorica Varga. Ca un om pe această lume, vreau și eu azi, Hristos, a-ți spune că eu nimic nu-mi doresc, vreau doar atât, să-ți mulțumesc. Ca și un om pe această lume, am și dureri, am și suspine, dar eu cu toate mă îndemn să-ți mulțumesc, ești Dumnezeu. Ca și un om pe această lume, mai sufăr, mai cârtesc, stăpâne, dar eu prin tine mă sfințesc, Doamne, ca să-ți mulțumesc. Ca și un om pe această lume, doresc să urc crezând în tine. Azi vin cu marea mea umilință, te rog, mărește-mi a mea credință. Ca om îți mulțumesc de toate, de bucurii, de sănătate. Îți mulțumesc de tot ce vine, îți mulțumesc că ești cu mine. Ca om îți mulțumesc nespus, că sunt în brațul tău, Iisus, că-și tu iubirea ta mi-ai dat, din groapa morții m-ai luat. Nu-ți cer nimic, nici aur, nici palate, îți cer atât, Hristoase, sănătate. Dă-mi tu a ta putere, Doamne Sfinte, să pot ca să te laud prin cuvinte. Nu-ți cer mai mult, Iisus, am dat decât atât cât pot purta. Nu vreau să ies din perimetrul tău, căci tu ești sfânt, ești Dumnezeu. Azi, Doamne, mă încred în sfântul braț. Îți mulțumesc și de surori și de frați. Îți mulțumesc că tu nu m-ai uitat și mi-ai trecut prin foc să fiu aur curat. Amin. Domnul. Amin, amin. Domnul să-ți vă binecuvânteze, sora Aurica. Slavă. Amin și pe voi toți. Amin și pe voi. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată peste fiecare dintre noi și să ne însoțească mai departe. În continuare, apropiindu-ne de cuvântul Domnului, vrem să avem această bucurie pe care Domnul ne-o poate oferi ori de câte ori cuvântul se citește, cuvântul este rostit și doresc ca în continuare Dumnezeu să fie acela care să ne vorbească din cuvântul Său și vorbindu-ne din cuvânt să putem să ne apropiem de El și Domnul să ne ajute în privința aceasta. Pentru seara aceasta m-am gândit la un mesaj dintr-un pasaj din Efeseni, capitolul 4, un pasaj din care am mai vorbit cu ceva timp în urmă. Însă de data aceasta voi, cu ajutorul Domnului, voi scoate un alt subiect în evidență, dar mai întâi vreau să citim aceste versete din Efeseni, capitolul 4, începând de la versetul 11 până la versetul 15. Și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice fel de vânt de învățătură prin ricănia oamenilor, prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin. Mesajul din seara aceasta l-am numit mijloacele de amăgire. Vom primi privind mod special la versetul 14, de aici din Efeseni, capitolul 4, și vreau să-l recitesc, ca să nu mai fim copii plutind în coace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin vicrenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. În vremea pe care noi o trăim și nu numai acum, chiar și la începutul bisericii, în vremea bisericii primare, în vremea celor dintâi creștini, biserica s-a confruntat și credincioșii s-au confruntat cu un atac din partea celui rău care
venea să îi facă să păcătuiască, să-i facă să întristeze pe Dumnezeu, să se depărteze de calea Domnului. Și se folosea cel rău și se folosește și astăzi de tot felul de mijloace de amăgire. Aceste mijloace de amăgire sunt o realitate și sunt prezente și ne confruntăm aproape zilnic cu ele, auzim despre ele și cel rău se luptă cu noi și noi avem o luptă de dus în privința aceasta. Să ne luptăm, să facem față în această luptă cu cel rău prin mijloacele de amăgire de care el se folosește și pe care le are la îndemână. Dumnezeu nu ne scutește de lupta aceasta. Pe calea pocăinței, pe calea credinței, suntem chemați să luptăm. Îl primim pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră și după ce l-am primit, începem o viață nouă împreună cu El și din momentul acela încep luptele și tot felul de provocări. Și mijloacele de amăgire despre care cuvântul vorbește aici în Efeseni sunt o realitate în viața noastră, o realitate cu care ne confruntăm și trebuie să luptăm cu aceasta. Și aș vrea în această seară să privim la câteva aspecte, la câteva metode prin care cel rău vine înspre noi și prin mijloacele de amăgire caută să ne depărteze de fața Domnului, caută să ne facă să nu mai înțelegem corect cuvântul lui Dumnezeu, să ne facă să păcătuim și, într-un cuvânt, să ne despartă de Dumnezeu, pentru că ăsta este scopul său. Și se folosește de mijloacele de amăgire. Mijloacele de amăgire de multe ori îmbracă o formă plăcută, de multe ori îmbracă o formă frumoasă și sunt ca niște capcane pe care el le întinde și caută să ne prindă. Și de multe ori nu ne dăm seama, mai ales în stadiu incipient, mai ales atunci când mijloacele acestea sunt la început și încep să lucreze. Nu ne dăm seama ceea ce urmează după aceea. De aia se și numesc mijloace de amăgire. Un fel de moment, un fel de lucruri care sunt prezentate frumos, au aparență bună, par interesante, par plăcute, par atractive, dar sunt folosite ca mai apoi să avem de suferit și să intrăm în capcana lor și în felul acesta să facem lucruri nepotrivite unui creștin. Domnul Iisus Hristos, în contextul vremurilor din urmă și atunci când vorbește într-o împrejurare cu privire la vremea sfârșitului, una din expresiile pe care le folosește este aceasta: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și cuvântul acesta el tot îl spune și tot îl repetă: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Primul aspect la care doresc să privim în continuare are de-a face cu mijloacele de amăgire care sunt manifestate, sunt îndreptate asupra noastră prin vorbire sau prin cuvinte. Mijloace de amăgire de care cel rău se folosește prin cuvinte sau prin vorbire. Și aici putem spune că subiectul acesta este cel mai amplu în privința mijloacelor de amăgire. Există foarte multe situații, există foarte mult de vorbit în direcția aceasta, dar aș vrea să privim la câteva aspecte în contextul mijloacelor de amăgire prin vorbire sau prin cuvânt. Încă din grădina Edenului ne aducem aminte că șarpele, diavolul, a venit la primii oameni și a folosit cuvântul. S-a apropiat de ei și a ispitit prin cuvânt. Și a ridicat o întrebare și a zis: oare a zis Dumnezeu? Vorbe care să semene îndoială, vorbe care să lovească în credința noastră și care se îndreaptă de multe ori înspre noi ca să ne clintească, ca să ne facă să șovăim, ca să ne facă să ne îndoim. Și uitați-vă cum a venit diavolul în grădina Edenului la primii oameni, cu această întrebare, cu aceste cuvinte care au semănat îndoială. Oare, a zis Dumnezeu, un mijloc de amăgire, o întrebare aruncată acolo, o întrebare pusă și care a început să lucreze în inima primilor oameni și apoi au ajuns să păcătuiască.
Suntem de multe ori amăgiți prin tot felul de vorbe care seamănă îndoială. De aceea Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne întărească, ca să putem să biruim. Și atunci când cineva vine să ne descurajeze, când cineva vine și lovește în lucrarea noastră, în lupta noastră pe calea pocăinței, noi să știm să ne împotrivim și să respingem aceste lucruri care de multe ori ne descurajează. Auzim tot felul de expresii folosite. Oameni care se roagă de multă vreme pentru o cauză și nu primesc răspuns. Și există descurajări și vorbe care seamănă îndoială din partea altora. Dar de ce să te mai rogi atâta? Dar renunță la rugăciune, dar nu vezi că Dumnezeu nu te ascultă. Și în felul acesta putem fi amăgiți să adoptăm anumite atitudini, să facem anumite fapte nepotrivite și chiar să păcătuim împotriva Domnului. De aceea Domnul să ne ajute să respingem orice vorbă de genul acesta care este îndreptată înspre noi ca un mijloc de amăgire care seamănă îndoială. Apoi, o altă formă de ispitire, un alt mijloc de amăgire prin cuvânt, îl reprezintă vorbele ispititoare sau provocatoare. Vorbele care sunt menite să ispitească. Chiar Domnul Iisus Hristos s-a confruntat cu lucrurile acestea când diavolul a venit să-l ispitească și s-a apropiat de el cu cuvinte din acestea prin care a vrut să-l ispitească. Și una din ispitele cu care s-a confruntat Domnul Iisus Hristos a fost o ispită care are de-a face cu trupul. Spune cuvântul acolo că Domnul Iisus a postit 40 de zile și la urmă a flămânzit. Și prima ispită care vine, cu care diavolul se adresează Domnului Iisus Hristos, este aceasta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Bineînțeles, Domnul Iisus respinge această ispită și nu se lasă ispitit și îl biruiește prin cuvântul lui Dumnezeu pe cel rău. În Cartea Proverbelor găsim câteva situații în care sunt prezentate niște fapte de care oamenii tineri, în mod special, trebuie să se ferească și sunt prezentate cuvintele acelea ispititoare din partea femeilor ușoare sau a unei femei ușoare care prin cuvânt, prin cuvinte ispititoare caută să atragă, caută să provoace, caută să stârnească pofte, ca mai apoi cei care sunt prinși în ispita aceasta, în mijlocul acesta de amăgire, să ajungă să păcătuiască. Cel rău vine de multe ori și ne ispitește prin cuvinte ispititoare. Se folosește de oameni, se folosește de împrejurări în care suntem în anumite situații și în felul acesta caută să ne facă să păcătuim. De aceea să fim atenți la lucrul acesta și să respingem vorbele ispititoare. O altă situație care poate n-are de-a face cu neapărat cu poftele fizice. De multe ori, fiind într-o anumită tensiune cu cineva sau când cineva ne greșește, altcineva care știe situația respectivă poate să vină și să ne ispitească și să ne spună: răzbună-te, arată-i cine-i mai tare, arată-i cine ești tu și răzbună-te și pedepsește-l pentru ceea ce ți-a făcut. Vorbe care ne ispitesc și ne provoacă să facem rău și să cădem în păcat. De aceea Domnul să ne ajute să respingem și vorbele acestea, și vorbele care seamănă îndoială, și vorbele ispititoare și provocatoare. Tot la punctul acesta ne gândim că există o altă formă de amăgire, un alt mijloc de amăgire, poate puțin diferit, dar care se manifestă tot prin cuvinte. Îl găsim scris în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 20. Este vorba aici despre cuvintele științei, sau cum le numește cuvântul aici, împotrivirile științei. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei: Timotei, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flăcăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept
numite astfel. Împotrivirile științei erau atunci și sunt și astăzi. Știința spune astăzi că este gata și este pregătită să rezolve toate problemele, numai să ascultăm de ea. Și ne-am lovit și ne lovim de tot felul de teorii argumentate științific, argumentate pe baza unor studii, unor așa zise dovezi, care de multe ori nu sunt credibile, și există tot felul de teorii manifestate prin cuvinte care reprezintă știința și care lovesc în credința noastră, care lovesc în familie, care lovesc în creștinism, care lovesc în învățătura curată a Domnului Iisus Hristos. Și nu-i timpul acum să enumăr prea multe din acestea, dar ne gândim la teoria evoluționistă, ne gândim la faptul că știința vorbește împotriva minunilor pe care Dumnezeu poate să le facă. Și uitați-vă cât de mult sunt influențați oamenii de știință și cât de mare putere are știința aceasta. Câte lucruri nu s-au făcut aproximativ în urmă cu 2 ani în numele științei. Tot felul de aberații, tot felul de lucruri care au fost argumentate științific și cele mai multe argumente științifice s-au dovedit că erau false, și câte acțiuni și câte lucruri nu s-au făcut în numele științei. Să nu uităm că bisericile au fost închise tot în numele științei. Tot știința a stat la baza acestui lucru. Vedeți până unde pot să meargă lucrurile acestea care au de-a face cu împotrivirile științei. Domnul să ne dea înțelepciune și să ne dea putere să înțelegem că ne confruntăm, ne-am confruntat și cred că ne vom confrunta din ce în ce mai mult cu lucrul acesta. Și Domnul să ne ajute să ne împotrivim mijloacelor de amăgire care au la bază știința și care se ridică împotriva cuvântului Dumnezeu. Că nu spunem că toată știința este greșită, că nu trebuie să studiem, că nu trebuie să cercetăm, nu în sensul acesta. Dar în momentul în care știința se ridică împotriva cuvântului Dumnezeu, împotriva credincioșilor și a vieții pe care eu trăiesc, în momentul acela este o problemă și este un atac din partea celui rău care se folosește de știință ca să ne facă să suferim, să păcătuim și așa mai departe. De aceea Domnul să ne ajute și în privința aceasta. Apoi mergem mai departe. Rămân tot la punctul acesta al amăgirii prin vorbe sau prin cuvinte. Amăgire prin, de data aceasta ne apropiem mai mult de contextul religios, prin apostoli mincinoși, prin învățături amăgitoare. Trebuie să veghem și în direcția aceasta. Apostolii mincinoși, învățăturile nimicitoare, vânturile de învățătură, cum le numește Scriptura, sunt mijloace de amăgire prin care cel rău vrea să strecoare lucruri care să aducă dezonoare bisericii, credincioșilor, și prin care vrea să facă rău și în final să ne depărteze de Dumnezeu și să ne facă să trăim în păcat. De aceea Domnul să ne binecuvinteze în direcția aceasta. Cuvântul spune că în vremurile din urmă vor veni mulți care vor fi niște lupi îmbrăcați în haine de oaie, în haine de oi, care vor avea doar o formă de evlavie, doar niște lucruri aparente, dar care tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu, și oamenii aceștia sunt preocupați în mod special să răspândească învățături și erezii greșite, nepotrivite cu al Domnului cuvânt, și care justifică păcatul și care liberalizează păcatul și care nu spun lucrurilor pe nume și permit oamenilor să trăiască cum vor și să adopte o atitudine care nu este potrivită cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Domnul să ne ajute și în privința aceasta. Mă duc cu gândul la o întâmplare. La un moment dat s-a anunțase o slujbă undeva pe un stadion și
Un frate care era mai tânăr, întors la credință, a vrut să meargă la slujba respectivă pentru că se făcea foarte mare publicitate și reclamă la slujba care avea loc acolo. Era invitat un anumit frate foarte cunoscut și apreciat și majoritatea erau entuziasmați și vreau să meargă acolo. Și fratele acesta spune, m-am gândit ca la slujba aceasta să participe și mama mea, o soră mai în vârstă, cu mai multă experiență, cu o viață de rugăciune, care trăia în frica Domnului, și spune că mi-am luat mama și am mers la slujba aceasta. Și am stat, am ascultat mesajul, slujba de acolo. Și bineînțeles că fratele respectiv, care a predicat, a făcut și un fel de spectacol, așa să-l numim, și tot felul de gesturi, tot felul de un dinamism, poate, exagerat pe care îl avea în predicare, în vorbire. Și după ce s-a terminat slujba, tânărul acesta împreună cu mama lui s-au dus la mașină și tânărul o întreabă pe mama sa, cum ți s-a părut mesajul, cum ți s-a părut în seara aceasta? Și a zis, măi, ceea ce am văzut este din fire. Sora aceasta și-a dat seama ce era în spatele acelui frate și faptul că anumite aparențe nu prezintă chiar realitatea lucrurilor. Și s-a dovedit mai târziu că fratele respectiv, într-adevăr, trăia o viață păcătoasă și roadele lui nu erau cele mai bune și roadele lui nu erau potrivite cu Evanghelia. De aceea, Domnul să ne binecuvinteze în vremea de astăzi, să fim vegheatori, să fim atenți, pentru că putem fi ușor înșelați de lupi care se îmbracă în haine de oi și care caută să impresioneze, caută să atragă și au tot felul de mijloace de care se folosesc, mai ales cu astăzi cu tehnologia aceasta, cu mijloacele online, caută să facă publicitate exagerată. În momentul în care un frate slujitor, poate mai renumit, se autopromovează într-un mod ostentativ, într-un mod exagerat și își face singur publicitate, ca să folosesc așa o expresie, acolo cred că există un semn de întrebare. Și Domnul să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Dorința de popularitate, dorința de afirmare, care îi cuprinde adeseori pe mulți care vor să slujească, poate determina și poate ispiti să facă lucruri nepotrivite, să trăiască într-un mod păcătos și să caute să amăgească și pe alții. De aceea Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute să ne ferim și de mijlocul acesta de amăgire. Merg la al doilea punct. Spuneam că prima parte a mesajului este mai lungă pentru că cuprinde mai multe exemple, pentru că aceste mijloace de amăgire prin vorbire sunt poate cele mai frecvente. A doua situație sau al doilea mijloc de amăgire pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură are de-a face cu acele mijloace de amăgire prin fapte supranaturale, prin minuni chiar și prin lucruri deosebite. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 13, acolo este vorba despre o fiară care lucrează cu puterea diavolului, cu puterea celui rău, și spune cuvântul acolo și cred că este potrivit să citim versetul acesta, Apocalipsa, capitolul 13, versetul 13, săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. În vremea sfârșitului, pentru că versetul acesta vorbește despre vremea sfârșitului, puterea celui rău, puterea diavolului va putea să facă chiar minuni de felul acesta. Până acolo, spune cuvântul, încât cobora foc din cer. O altă situație pe care o găsim în Sfânta Scriptură, referitor la aceste fapte supranaturale prin care diavolul va amăgi și amăgește pe mulți, este, o găsim în 2 Corinteni, capitolul 11, cuvântul vorbește acolo despre o situație asemănătoare, 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 14.
Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar ca și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Cuvântul spune aici că nu este de mirare, adică n-ar trebui să ne ia prin surprindere, chiar și faptul că Satana se poate preface într-un înger de lumină și spune mai departe că are și slujitori care se prefac în slujitori ai neprihănirii, ceea ce vorbisem anterior, sfârșitul lor, spune cuvântul, va fi după faptele lor. Diavolul nu este atotputernic. Nu are această calitate pe care doar Dumnezeu o are, aceea de a fi atotputernic. Și așa cum spune Domnul Iisus Hristos despre el, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Diavolul nu e atotputernic, dar are putere să facă minuni, are putere să facă lucruri supranaturale. De aceea, noi nu trebuie în primul rând să fim impresionați de minuni. Dacă vedem o minune, să credem orice, doar pentru faptul că am văzut o minune. Ci privirea noastră să fie în primul rând în cuvântul lui Dumnezeu și să ne ținem de învățătura sănătoasă și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să nu cumva să ajungem într-un moment în care să fim amăgiți chiar prin fapte supranaturale pe care diavolul le poate face. Și a treia parte a mesajului, un alt mijloc de amăgire după ce am văzut amăgirea prin vorbe, prin cuvinte, amăgirea prin fapte supranaturale, mai este o modalitate prin care noi putem să fim amăgiți și anume autoamăgirea sau autoînșelarea. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 13 vorbește în direcția aceasta. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Iacov spune într-o împrejurare, fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Noi ne putem înșela singuri dacă doar ascultăm cuvântul, dacă doar știm cuvântul și nu-l împlinim. Ne putem consola, ne putem baza, ne putem încrede în faptul că noi știm, că noi cunoaștem, că noi citim, că noi studiem, că noi predicăm. Ne putem baza pe lucrurile acestea și ne rezemăm pe ele și uităm că cel mai important lucru, pe lângă ceea ce am spus, este să împlinim și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Pentru că dacă nu împlinim, spune Iacov, ne amăgim singuri. Și este vorba despre autoamăgire, despre înșelare. Și cuvântul vorbește aici în 2 Timotei, de unde am citit, despre oameni care au fost amăgiți și cred că poate merg bine și trăiesc într-o amăgire și apoi, pentru că ei au fost amăgiți, nu se limitează la asta, ci caută să amăgească și pe alții. De multe ori știu că ceea ce fac ei este rău și fac într-un mod intenționat ca să-i amăgească și pe alții, dar sunt situații în care ei nu-și dau seama că ceea ce fac este rău. Ei cred că este bine ceea ce fac. Și sunt într-o stare de neștiință sau chiar de naivitate și crezând că este bine ceea ce fac, caută să amăgească și pe alții, se înșeală și ei și înșeală și pe alții. De aceea Domnul să ne ajute să înțelegem că nu trebuie doar să cunoaștem, să știm cuvântul, ci trebuie să-l împlinim. E dureros și ne pare rău când cineva ne înșeală, când cineva ne aduce un prejudiciu și când pierdem ceva din punct de vedere material și spunem noi am fost înșelați, am fost amăgiți, am fost păcăliți printr-o anumită metodă sau alta. Dar ce dureros este când singuri ne putem amăgi. De aceea Domnul să ne ferească de lucrul acesta. Să fim ascultători și nu doar să nu fim doar ascultători ai cuvântului, ci să fim împlinitori. Am privit în seara aceasta cu ajutorul Domnului la
câteva mijloace de amăgire. Suntem conștienți că lucrurile acestea reprezintă o realitate, o realitate prezentă în viața noastră și o realitate cu care trebuie să luptăm din toată inima. Doresc ca Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, să ne dea putere. Duhul Sfânt să umple viața noastră. El să ne lumineze, să ne binecuvinteze și să ne ajute să luptăm cu toată inima noastră împotriva mijloacelor de amăgire care se năpustesc asupra noastră. Cel rău lucrează în direcția aceasta. Noi trebuie să rămânem tari, noi trebuie să rămânem în picioare, dar pentru aceasta avem nevoie de credință. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, să fim tari în cuvântul Domnului și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Cel care ne-a mântuit, cel care ne-a salvat, cel care poate să mântuiască și astăzi și vrea să mântuiască în continuare oameni și să-i cheme la pocăință. El este acela care are toate resursele de care noi avem nevoie ca să putem rămâne în picioare, ca să putem birui și ca să putem respinge și lupta și ieși învingători în fața tuturor mijloacelor de amăgire care se pot îndrepta și se îndreaptă în viața noastră. De aceea Domnul să ne ajute să înțelegem că trebuie să biruim și suntem chemați la biruință. Răsplătirile pe care le găsim scrise în cartea Apocalipsei, promisiunile de acolo ale lui Dumnezeu pentru copiii săi, sunt adresate doar celor care biruiesc. De aceea Domnul să ne dea putere să fim biruitori și să luptăm și să biruim în fața tuturor ispitelor și a mijloacelor de amăgire care se îndreaptă în dreptul nostru și împotriva noastră și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin, amin. Mulțumim, frate Bogdan, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, mulțumim pentru mesajul adus. Domnul să ne ajute pe toți, așa cum se amintea în prima parte, vorbirea noastră întotdeauna să fie cu har, dreasă, cu sare, să avem o vorbire după voia Domnului și niciun cuvânt murdar sau străcat să nu ne iasă din gură, unul folositor care să aducă zidire și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mulțumim! Amin. Vă mai așteptăm când puteți veni cu noi, Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvânteze, frate Bogdan. Aș dori să anunț în continuare, cu ajutorul Domnului, vom asculta câteva slujiri. Sora Coca, vă lăuda pe Domnul, sora Jeta, sora Mariana și voi lăuda și eu pe Domnul cu o cântare, apoi rog pe fratele Cornel să aducă un mesaj din partea Domnului, ceea ce Domnul îi pune pe inimă și Domnul să le binecuvânteze pe toți. Apoi vom mai anunța după mesajul fratelui Cornel, va mai urma și sora Olga, sora Irina, sora Carmen, Domnul să le binecuvânteze pe toți. Sora Coca. Se pare că a ieșit sora Coca. Poate i-a căzut conexiunea, nu știm. Cele mai tare. Sora Jeta, Domnul să vă binecuvânteze. Din slava cerului sublim sobor.
Mulțumim, sora Geta, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Sora Mariana și sora Coca. Laudat să fie Domnul Dumnezeul nostru în veci de veci. Doresc să-L laud pe Domnul cu o poezie, totul spre slava numelui Său și El fie lăudat în veci. Vino, Doamne! Doamne! Te rugăm fierbinte, mâna să-ți întinzi spre lume, căci iubirea ei se stinge și-a ajuns răul la culme. Se produc în lume semne și calamități destule, toate vor să ne îndemne să intrăm în rugăciune. Tot ce a fost prezis de tine, cu uimire se împlinește. Tot ce azi vedem ne spune că prea mult timp nu mai este. Ciumă, foamete, războaie și cu tremure se arată. Inima să ne omoaie, de ne-am trezit odată. Ne întrebăm cât timp mai este,
până-ți iei a ta mireasă, care zilește și-ar dori să meargă acasă. Azi, mai mult ca niciodată, ne întoarcem către tine și așteptăm încă o dată mângâierile divine. Ține-ne tari în credință până în clipa cea din urmă, până la marea biruință, când trâmbița ta răsună. Vino, Doamne, mai degrabă, te așteptăm și suntem gata să apar pe nori de slavă. Aleluia, Maranata! Domnul să ne ajute să fim gata până în ziua cea minunată a revenirii Domnului, să-și ia mireasa. Amin. Amin, amin. Mulțumim, Domnule, să vă binecuvânteze, soră Mariana. Lăudați și binecuvântați să fie Domnul veci. Mă simt voios și fericit când mă gândesc cât m-a iubit Iisus Hristos, ce s-a jertfit și pentru mine a murit. Aleluia, aleluia, Iisus Hristos, El m-a iubit. Păcatul mă ținea legat cu lanț de pofte ferecat, dar El de mine s-a îndurat și lanțul mi l-a sfărâmat. Aleluia, aleluia, Iisus Hristos m-a eliberat. Satan cu toată oastea sa pândește acum viața mea, dar nu mă voi înspăimânta, căci Domnul meu, El va lupta. Aleluia, aleluia, da, Domnul nu mă va lăsa. Iar grijurile devin mereu, șoptindu-mi vezi că este greu. Eu tot mă încred în Dumnezeu și astfel scap de orice rău. Aleluia, aleluia, Iisus e salvatorul meu. Amin, lăudați să fie Domnul în veci. Domnul să te binecuvânteze. Amin, amin, Domnul să-ți vă binecuvânteze, soră Coca. Aș dori să laud și pe Domnul cu o cântare. Priveghem în așteptarea Mielului Sfânt glorios. Așteptăm mult întâlnirea cu al nostru Iisus Hristos. Nimeni lume fericire nu ne dă cum El ne-a dat. Așteptăm a sa venire, este timpul de plecat. Va veni, va veni și vremea noastră, Duhul Sfânt ne-a înălțat. Mai sus de zarea albastră, slavă în veci, aleluia! Doamne, Tu ne-asculți suspinul, înălțați prin ruși cânt. Ne redai mereu alinul, Tu rămâi același sfânt. Suntem șazuriți de lume și de râsul celor răi. Greul nu avem cui spune, noi dorim să fim ai tăi. Va veni și vremea noastră, Duhul Sfânt ne-a înălțat. Mai sus de zarea albastră, slavă în veci, aleluia!
Marea urlă, vântul bate, dă semnale tuturor, că într-o zi uita vom toate, când ne-om înălța în zbor. Pregătiri se fac în ceruri, cerul așteaptă marea zi. Îngerii vuiesc în coruri, ei pe veci cu noi vor fi. Va veni și vremea noastră, Duhul Sfânt ne-a înălțat. Mai sus de zarea albastră, slavă în veci, aleluia! Chiar de vremea e pustie, și încărcată de pustiu, chiar de iarna o să vie peste toate una știu. Dincolo de neaua rece văd câmpiile-n verzind. Dincolo de tot ce trece, văd flori sfinte răsărind. Va veni și vremea noastră, Duhul Sfânt ne-a înălțat. Mai sus de zarea albastră, slavă în veci, aleluia! Amin. 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 Domnul să te binecuvânteze, frate Vasile. Amin, amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Cornel. Domnul să te binecuvânteze, frate Vasile. Amin. Slăvit să fie Domnul. Cu emoții vin înaintea voastră câteva cuvinte. Vreau să dau citire la câteva versete din Matei, Matei capitolul 16 cu versetul 24 până la 26. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Amin. Toți cei care suntem aici acum, putem încă să ne bucurăm împreună. Și pentru asta trebuie să-i dăm slavă Domnului, pentru că El e Cel care s-a îndurat de unul fiecare dintre noi. Ne-a binecuvântat cu înțelepciune, cu sănătate, ne-a binecuvântat zilele și ne-a îngăduit să ne mai întâlnim împreună, să ne bucurăm câteva clipe cu El prin Duhul Sfânt. Dumnezeu creează aceste momente pentru fiecare dintre noi ca să ne ridice sau ca să ne întărească sau să ne și învețe. Pentru că Dumnezeu, în îndurarea Lui, îi suveran Tată, Dumnezeu, este și învățător pentru noi, ne-a lăsat un cuvânt sfânt, minunat, care ne îndrumă și ne ajută să ieșim din anumite, le numesc impasuri ale vieții. Dar în același timp, El ne și dorește pentru El să fim ai Lui.
pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu are un mesaj foarte clar și foarte pe înțelesul fiecăruia. Și ca să fie pe înțelesul fiecăruia, El a venit în ajutorul nostru, trimițând Duhul Său cel Sfânt, care ne ajută să înțelegem cuvântul Lui și ne ajută să îl și practicăm în viețile noastre într-o oarecare măsură. Bineînțeles că aici intervine voința noastră, intervine dorința noastră de a practica cuvântul, de a practica, de a-L avea pe Dumnezeu în călătoria noastră pe tot parcursul vieții noastre aici. Dumnezeu, pe lângă această învățătură, ne-a dat și o, să o numesc, o speranță foarte mare, care zice că oricine își va aduce lupta până la capăt, va beneficia de un câștig într-o țară sfântă, într-un loc în care Dumnezeu a pregătit pentru fiecare credincios, fiecare copil al Său. Așadar, ia-ți crucea și urmează-mă înseamnă să fii gata să mori pentru a-L urma pe Iisus. Acest lucru e numit moarte față de sine, adică față de pofta firii, care este prima cu care ne zbatem în fiecare zi, în fiecare clipă, pentru că de multe ori cădem în ispitele poftei firii din anumite motive, chiar un mărunt, doresc să iau un dulce, care normal n-ar trebui să-l iau, sau alte lucruri mai mari. Ne uităm, de exemplu, pe internet, în timp ce căutăm să vizionăm ceea ce ne interesează, apar diferite lucruri care nu sunt după voia Domnului și ochiul nostru percepe. Bineînțeles că Dumnezeu ne și învață să-L dăm deoparte și să ieșim biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. După ce Iisus a poruncit purtarea crucii, a mai venit și a mai adăugat, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce folos ar... Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, dacă s-ar prăpădi, s-ar pierde pe sine însuși? În Luca 9:24 ne relatează aceste lucruri minunate. Nu numai acolo, și în Marcu și în Matei. Ce vreau să spun? Noi trebuie să rămânem tari în credința, trebuie să rămânem tari în juruința pe care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Deși chemarea îi dură, răsplata la finalul alergării noastre este pe măsură. Este pe măsură pentru că El ne-a promis o viață veșnică împreună cu El într-un loc în care... Haideți să ne gândim fiecare și să percepem în mintea noastră cum ar fi acel loc minunat în care Dumnezeu îl pregătește pentru fiecare dintre noi. De exemplu, o țară cu străzi de aur, cu palate, cu smaralde. Deci sunt multe lucruri care noi fizic cu ochiul nu le putem percepe. De aceea, chiar Ioan, în momentul în care a avut
din partea Domnului să scrie Apocalipsa, a spus că ceea ce ochiul lui a văzut nu se poate descrie, frumusețile cu care Domnul ne așteaptă la capăt. Urmarea lui Iisus, zic eu, e ușoară, când viața se desfășoară fără probleme. Ne avem probleme, devotamentul nostru este, să zic eu, limitat. Ne trezim dimineața, rugăciunea, ne vedem de treburile cotidiane, dar haideți să vedem partea, latura care îi duce înspre încercare, pentru că Dumnezeu nu ne-a promis că viața noastră va fi fără încercări. Nu ne-a promis, a spus că voi fi cu tine în ziua încercării tale. Deci dacă El a promis lucrul acesta, noi credem că El va fi cu noi, dar știm și suntem pregătiți să înfruntăm acele încercări care vor veni. De exemplu, în Ioan 16:33 zice că ucenicia cere sacrificiul și Iisus nu a ascuns costul acesta niciodată în fața nimănui, ci dimpotrivă a accentuat: în viață veți avea necazuri, biruiți-le, pentru că și eu le-am biruit, le puteți birui și voi. Urmarea lui Iisus Hristos cu devotament, cu o trăire autentică, trebuie să fie pornită din inimă. Izvorul este în inimă. Iar în momentul în care Dumnezeu a pus Duhul Sfânt în inimile noastre, El de fiecare dată când avem o problemă, El la acea problemă vine și cu rezolvarea. Bineînțeles că noi avem tendința să dorim: Doamne, acum te rog să-mi rezolv problema, că eu nu mai pot. Nu e adevărat. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este un verset de aur care noi putem să venim înaintea vrăjmașului și să-i spunem: în numele Domnului Iisus Hristos, care e stăpânul nostru, tu du-te la o parte, căci Dumnezeu la vremea hotărâtă de El va interveni, va lucra și îmi va aduce rezolvare în problema respectivă. Bineînțeles că mai avem și tendința să cerem Dumnezeului nostru anumite lucruri în momentele de încercare. Mă gândesc la, dau o paranteză, la o mamă care se roagă pentru copiii ei. Dumnezeu nu intervine, Dumnezeu parcă nu aude glasul mamei, dar eu vin și întăresc cuvântul Domnului care spune căci atunci când o mamă strigă pentru copii, va fi auzită din ceruri și va răspunde imediat. Pentru că El trăiește sentimentul, fiind Tatăl nostru, este un sentiment părintesc care are o trăire ca și cum ne spune să bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. În momentul în care El ne dă porunca aceasta, și El este la sentiment cu mama respectivă și la momentul hotărât de El, El va interveni și va aduce rezolvare. Acum, cum se raportează oamenii la chemarea pe care Dumnezeu o face fiecăruia, este diversă. Să zicem, trei oameni au fost chemați, să zicem, în Luca 9:57, mă duc să citesc, nu greșesc.
Luca, capitolul 9, versetul 57. Pe când era pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus vine și răspunde: vulpile au vizuind, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni calpul. Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și aici Dumnezeu vine și ne spune clar, în momentul în care tu ai venit înaintea Domnului cu jurință, te voi urma, mă voi dezbrăca de sine, de mine și îmi voi da viața pentru tine, în momentul acela trebuie să fii pe deplin conștient căci tu nu mai trăiești, trăiește Hristos în tine. Amin. Și dacă tu poți să faci o naștere din nou, precum îi spunea lui Nicodim, atunci garantat că vei ajunge în ceruri împreună cu Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Momentul în care Dumnezeu îți face chemarea și tu alegi să-L urmezi pe Dumnezeu, trebuie să fii pe deplin conștient că în legătura ta cu El vei avea bucurie, vei avea, zic eu, lumină, dar pe parte materială, pe parte fizică, vei pierde. Vei pierde reputație, vei pierde familia, cariera. Aici pot să mă regăsesc și eu, la rândul meu, în momentul în care am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu, eu am pierdut familia. Dar vreau să vă întăresc, căci am pierdut familia din lume și am primit, în schimb, o familie în Hristos Domnul, care este mult mai de preț decât ceea ce este lumesc. De aceea Dumnezeu vine și ne spune: alegeți-vă calea pe care vreți să urmați și adunați comori acolo unde nu le prinde nici rugina. Eu cred că Iisus Hristos este îndurător în toate, dar în același timp este și ne vrea pentru El, doar pentru El, gelos. Mă iertați, nu găseam cuvântul. M-am zis că sunt un pic emoționat. În momentul în care vrei să-L urmezi pe Iisus, aceasta înseamnă înstrăinarea de familie de care vă vorbeam. Reputația. Poți să pierzi chiar și viața. În unele locuri din lume, aceste consecințe sunt reale. Dar urmarea lui Iisus nu înseamnă în mod necesar că toate aceste lucruri ți se vor întâmpla. Dar întrebarea vine înainte de a lua decizia finală, întrebarea vine: ești dispus să-ți iei crucea? Ești dispus să-L urmezi pe Dumnezeu? Pentru că alegerea, Iisus sau confortul acestei vieți, e o balanță pe care foarte mulți nu o înțeleg. Și vor să îmbine confortul cu ceea ce Iisus îi pune înainte, calea.
Îndrumarea Domnului Iisus vine în felul următor. Ia-ți crucea în fiecare zi. Renunță la speranțele, visurile tale, posesiunile și chiar la viața ta. Dacă de aceste lucruri tu te debarasezi, ești într-adevăr pe calea cea bună. Ești pe calea care duce spre răsplata care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare pentru fiecare credincios, pentru fiecare suflet pocăit, să zic așa, pe un cuvânt, pentru că pocăit nu neapărat ne referim la cult, la religie. Pocăință ne referim la sufletul și la inima pe care noi o avem, unde o raportăm. În momentul în care noi am decis să-L urmăm pe Hristos, avem bucuria, deci, dincolo de ceea ce noi nu vedem, Iisus Hristos, Domnul Mântuitorul nostru, El la cruce, acum 2000 de ani, a purtat povara păcatului meu, a nostru, a tuturor, și ne-a dat o speranță, speranța mântuirii. Un dar neprețuit pe care El l-a dat fiecărui suflet care a hotărât să-L urmeze. Niciunul dintre noi nu avem nici meritul și nici vrednicia de a sta înainte, de a spune sau de a gândi, căci datorită îndurării Lui, datorită îndurării Dumnezeului Preasfânt din ceruri, care chiar înainte de creație El a pregătit totul, L-a pregătit pe însuși Fiul Lui. În versetul de aur spune căci L-a dat pe Fiul Său ca răscumpărător, mielul divin, ca noi, deoarece dragostea Lui față de om era foarte mare, a zis, plătesc cu Fiul meu prețul. Și oricine va crede în numele Fiului meu va fi mântuit și va păși direct în veșnicie. Închei spunându-vă că în fiecare zi mulțumesc Domnului Iisus pentru sfânta jertfă de la Calvar și doresc ca fiecare suflet să înțeleagă că Iisus Hristos este într-adevăr mântuitor și cine își va pune nădejdea în El nu va fi dat de rușine, va ieși biruitor. Nu neapărat aici, în Valea Umbrei Morții, în Valea Plângerii, ci în ceruri va fi biruitor cu El. El va primi puterea de a cânta cântarea cea nouă împreună cu îngerii. Și doresc ca toți să ne întâlnim acolo și să slăvim Domnului cel viu. Amin. Amin, amin. Mulțumim, frate Cornel. Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească mai departe în slujire. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim, Domnului. Vrem să anunțăm mai departe o mică modificare. Deci, sora Olga va lăuda pe Domnul cu o cântare, fratele Cristian Dăscălescu, sora Irina și sora Carmen. Și acum mai anunțăm. Pacea Domnului la toți și Domnul să fie lăudat și mult binecuvântat, că merită să-L lăudăm pentru bunătatea Lui cea mare. Căci Domnul nu dorește moartea păcătosului,
ce-ar vrea să se întoarcă din calea lui ce-ar ia. Să vină la lumină ca să fie mântuit, căci vremea îndurării e aproape pe sfârșit. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm cel mare care poate și azi mântui. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm cel mare care poate și azi mântui. Căci Dumnezeu nu ține seama al tău murdar trecut, a ta necunoștință în care te-ai zbătut. El ți-a deschis o poartă sus pe care poți veni, e poarta mântuirii, deci nu mai zăbovi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm pe cel mare care poate și azi mântui. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm pe cel mare care poate și azi mântui. Căci Domnul pentru tine pe o cruce a murit, acolo la Golgota, ca să fii mântuit. Iar Tatăl din mărire, din mormânt l-a înviat, și-n marea sa iubire poți fi și tu iertat. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm numele lui cel mare care poate și azi mântui. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm numele lui cel mare care poate și azi mântui. Din marea sa iubire poți fi și tu iertat, deci vino la izvorul care curge neîncetat. Și bea din apa vie tu suflet însetat, căci mâine se prea poate ca să fie prea târziu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm numele lui cel mare care poate și azi mântui. În cere sărbătoare pentru omul păcătos, când el de la pierzare se întoarce la Hristos. N-ai vrea să fii acela, tu amicul meu iubit, întoarce-te acum ca să fii mântuit. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm numele lui cel mare
care poate și azi mântui. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Să chemăm numele lui cel mare, care poate și azi mântui. Amin, glorie lui. Amin, amin. Domnul să ne ajute pe toți. Domnul să vă binecuvânteze, să vă rog. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Amin. Voi cânta cântarea Fiecare și are greutatea sa. La tine vin cu zâmbet, dar pare că greu, cui tot mai greu, și nu am cui să-i spun. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți mângâia. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți mângâia. Cine Doamne mă încred, orice tare întâmpla, Tu ești tăria mea mereu, Tine mă cred. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți mângâia. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți mângâia. Tine vin, Iisuse, iar la tine vin din nou. Încercăm, nu mă lăsa să cad din mâna ta. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse,
de mântuirea. Fiecare își are greutatea sa. Numai tu, Iisuse, ne poți învia. Fiecare își are greutatea sa. Numai tu, Iisuse, ne poți învia. Fiecare își are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți mângâia. Amin, amin. Domnul să se binecuvânteze, frate Cristian. Mulțumim Domnului. Sora Irina, sora Carmen, sora Geta și sora Sanda și apoi fratele Alexandru vă aduce un mesaj, o mărturie și are dumnealui. Domnul să ne binecuvânteze. Microfonul. Fraților, cei dintâi oameni au fost înșelați cu măr. Voi să nu credeți că e glumă, că e o mare adevăr. Diavolul și astăzi umblă tot cu mere în straița lui, cu ele vânează lumea pentru focul iadului. Parcă le văd cum le înșiră și le înșiră rând pe rând. Hai, veniți să vă dau mere, strigă lupul cel flămând. Lumea le ia ca navală, ca o turmă rea de oi. În curând îi vezi pe satană, fără iară cu desagigoi. Mă duc iar să-mi cumplu sacii, că am mulți cumpărători, dar însă cumpere lață să cumpere cu toții, că ne vor fi moștenitori. Fraților, voi știți ce mare are, meris, are Satan cel smintit? Vă veți spune eu cu durere. Când vă vom istori, când vă voi istorisi, toate patimile rele sunt merele lui Satan, cele ce vinde cu iuțeală în fiecare zi de an. Cât un păhărel de suică și o lulea cu dohan, sunt niște mere frumoase ce nu ne îmbie acest Satan. Nu cumva, frate creștine, ai luat vreun măr frumos. Dacă vrei să scapi de dânsul, vino la Iisus Hristos. Vino azi, până mai cheamă vocea blândă a lui Iisus, ca să scapi de grea pedeapță pe care Satan ți-a întins. Domnul Iisus te strigă, vino azi în brațul său. Lasă lumea și pe păcatul și vino la Dumnezeu. Vocea lui cea, o voce blândă, brațul lui este deschis. El te ajută în suferință și te duce în paradis. De vrei să ajungi în cerul sus, privește numai la Iisus și cu Satan fii atent. În orice moment, așa e omul cătușat, rămâne veșnic neîmpăcat cu Dumnezeu și e dușman. Multă ascultă vocea lui Satan. Una să știți, ai mei iubiți,
la judecată o să veniți. În Domnul mereu acum ar fi cu toții a ne pocăi. Doamne, ajută-ne să ne desprindem de lanțul lui Satan. Amin. Amin, amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Irina. Amin, Domnul să vă binecuvânteze. Slavă Domnului. Sora Carmen? Da. A spus ceva? Sunteți la slujire aici. Poftim? Slujiți sau nu? Da, amin. Amin. Multă pace și binecuvântat de Domnul Iisus. Cântarea se numește Trăirea prin credință. Trăirea prin credință aduce biruință, cu Domnul frate poți vedea minuni. E vremea încercării, dar Domnul îndurării nu-i părăsește pe copiii lui. Să nu vă temești, căci Domnul va lucra. Din brațul subelcius veți scăpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Sunt clipe de încercare, că mulți din adunare i-a părăsit încrederea în Iisus. Cum de-ați uita voioare, da sa putere mare, când prin pustiu poporul său condus. Să nu vă temești, căci Domnul va lucra. Din brațul subiciu veți căpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. La fel ca și Ilie, poporul tot să știe, ne va răni al nostru Dumnezeu. Iar văduva și orfanul, străin și samariteanul, se va îndura de brațul său mereu. Să nu vă temești, căci Domnul va lucra. Din brațul subelcius vei căpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Fiți plini de bucurie, aduceți mulțumire și binecuvântați numele Său, căci Domnul se îngrijește de cel ce îi slujește și scapă din cazul cel mai greu. Să nu vă temeți, căci Domnul va lucra. Din brațul subelcius vei căpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Amin. Amin, slavă Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim. Grupul. Domnul să vă binecuvinteze. Ar veni să nu te temi, Domnul te va păzi, te ocrotește, nu te vrem, Domnul.
în orice zi, Domnul te va păzi, Domnul te va păzi. Amin, amin, slavă Domnului, mulțumim Domnului, El ne păzește în orice vreme. Domnul să vă binecuvânteze, sora Jeta, mulțumim. După sora Sandra, rugăm și pe sora Nicole să laudă și pe Domnul cu o cântare și apoi fratele Alexandru. Voi cânta cântarea... Tu care vrei mântuirea. Eu sunt pastorul bun și drept, viața și lumina ta. Te chem să vii, te chem să vii, să vii și tu cu crucea ta. Te chem să vii, te chem să vii, să vii și tu cu crucea ta. Tu care vrei mântuirea, tu care vrei fericirea, urmează. Chiar dacă în viața ta speranța te va părăsi, să nu te lași, să nu te lași, să vii și tu cu crucea ta. Tu care vrei mântuirea, tu care vrei fericirea,
dacă lacrimi vei vedea și sânge scurs pe fața mea, să nu te lași, să nu te lași, să vii și tu cu crucea ta. Tu care vrei mântuirea, tu care vrei fericirea, urmează-mă, urmează-mă, urmează-mă până la mormânt și-n ceruri te vei bucura, căci mire sunt, iar tu vei fi, vei fi pe veci mireasa mea, căci mire sunt, iar tu vei fi, vei fi pe veci mireasa mea. Tu care vrei mântuirea, tu care vrei fericirea, urmează. Tu care vrei mântuirea, urmează-mă, urmează-mă. Amin, Doamne ajută-ne. Amin, amin, Domnul să ne ajute. Domnul să vă binecuvânteze, sora Sandra. Mulțumim, Domnule. Fiți binecuvântați cu toți. Domnul să vă binecuvinteze. Amin, Domnul. Pace tuturor, eu sunt foarte intimidată acum, pentru că când după sora Sanda, să mă iertați, dacă vocea mea, sora Sanda are o voce extraordinară și eu sunt foarte emoționată, m-a rugat Domnului, dar când am văzut că sunt după dânsa, m-au apucat emoțiile, așa că să mă iertați. Domnul ajută. Domnul, slava Domnului. Amin. Doar harul tău m-a ridicat de atâtea ori. Doar harul tău m-a ridicat de atâtea ori. Doar harul tău m-a înviorat pe drumul meu. Doar harul tău, doar harul tău m-a cercetat în ceasul greu. Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău, doar harul tău m-a cercetat în ceasul greu. Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău m-a însoțit pe calea ta. M-a îmbărbătat când crucea era foarte grea. Doar harul tău, doar harul tău m-a cercetat pe patul meu. Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău, doar harul tău m-a cercetat pe patul meu. Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău mă ține, Doamne, în casa ta.
să pot să strig, aleluia, Maranata. Doar harul tău, doar harul tău mă copleșește când mi-e greu. Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău, doar harul tău mă copleșește când mi-e greu. Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău s-a revărsat în casa mea, când valul greu lovea mereu în barca mea. Doar harul tău, doar harul tău m-a ridicat din valul greu. Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău, doar harul tău m-a ridicat din valul greu. Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Amin. Domnul să vă, să fie mulțumit. Slavă Domnului, Domnul, Domnul să fie Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Pe dumneavoastră pe toți. Iertați-mă că e ca și cum Domnul nu vorbește. A fost minunat, mi-ai sos lacrimi. A fost minunat. A fost minunat. Că Domnul lucrează, așa lucrează, prin... Da. Mereu. Cântare din inimă mea, presus de orice voce. Să fie spre slava Domnului, asta contează. Frate Alexandru, Domnul să te binecuvânteze. Mai întâi de toate, zic tuturor la pacea Domnului Iisus și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Cu ajutorul Domnului, aș vrea să recit o poezie care se numește Te-am ocrotit. Vedem că nu doar harul Domnului este bun, este minunat și ne ține în viață, El ne și ocrotește și spune cuvântul Domnului la plângerile lui Ieremia la capitolul 3, la versetul 57, în ziua când te-am chemat, te-ai apropiat și ai zis, nu te teme. Nu numai că ne șoptește și cred că de câte ori l-am chemat pe Domnul când eram în necazuri, în probleme, și El ne-a spus, nu te teme. Dar nu numai că nu te teme, ne-a și ocrotit, ne-a scos din încercări, din furtuni. Și mi-a adus Domnul aminte, dacă mi este îngăduit, doar în puține cuvinte, să mărturisesc că cu adevărat Domnul este mare. Eram tânăr ce m-am întors la Domnul și aveam o dacie, eram în România, în biserica din Valea Jiului unde slujeam și un frate a avut îndemnul, i-a arătat Domnul vis de noapte că trebuie să meargă într-o biserică la poalele Retezatului în Valea, în țara Hațegului, dar n-aveau cu cine să meargă și s-au unit trei frați ca să meargă, dar aveau nevoie de un mijloc de transport. Eu fiind tânăr, ce cumpărase mașina, știam că nu avea frânele așa bune și vreau să fac să meargă bine, să fac plăcuțele de frână, știam că trebuie schimbate. Și când m-au văzut frații, m-au rugat, nu vreau să merg să-i duc acolo, că este nevoie, că Domnul vrea să-i trimită. Și acum eu am zis, nu, de multe ori și noi, când ne cheamă Dumnezeu, poate să-i slujim sau să facem ceva, de multe ori ne tragem înapoi și zicem nu. Dar de data aceea, vedeți, mi-a fost rușine să spun că nu merg. Și m-am dus, am ieșit afară, asta a fost sâmbătă, am plecat duminica dimineața, am ieșit afară din localitate și fratele care era lângă mine a avut îndemnul din partea Domnului să ne rugăm, să opresc, să trag pe dreapta și să ne rugăm. Vă mărturisesc că a fost o experiență atât de frumoasă și cred că fiecare dintre voi le-a trăit. Am crezut că s-a coborât cerul pe noi, s-a făcut o rugăciune așa de puternică, așa de ferbinte. Ne-am dus, am întâlnit acolo o biserică de frați, surori în vârstă, care așteptau ca se rugaseră cu adevărat ca Dumnezeu să le trimită lucrători, să le vorbească din cuvânt, să mângâie. Un frate era cântăreț, un frate era lucrător, un frate predica cuvântul, deci era totul
ca să se laude spre slava Domnului. Și am ajuns înapoi acasă, am lăsat pe frați în același loc, eu urmam să duc mașina la garaj, ei au vrut să meargă să mulțumească Domnului pentru că au fost cu ei și în momentul când am plecat, am strigat după ei, nu veniți să mă ajutați că în spatele blocului fratelui era garajul meu, să mă ajutați să duc mașina la garaj, că mie mi-este frică să mă mai duc, că uite, nu mai am frâne. Când ne-am uitat, eu nu mai aveam plăcuțele de frâne. Atunci fratele care a avut îndemnul să ne rugăm dimineața, zice, acum înțeleg eu de ce m-a pus Domnul, atât de puternic era îndemnul să-ți spun, trage pe dreapta, trage pe dreapta și oprește că trebuie să ne rugăm. Pentru că eu știam că nu aveam frâne la mașină, dar nici nu vreau ca să îi refuz. Eu pur și simplu m-am dus, nu aveam plăcuțele de frână pe partea dreaptă. Așa m-am dus. Dar vedeți dumneavoastră, Domnul ne ocrotește. Când îi să mergi în numele lui Iisus, El merge cu tine. Când Dumnezeu vrea să vorbească unui suflet, poate vrea Dumnezeu să se folosească de tine, poate vrea Dumnezeu prin cântarea ta, prin poezia ta, prin tot ceea ce faci, ca să mângâi o inimă, poate cineva are nevoie. Și asta mi-o spun mie, că și eu de multe ori mă trag înapoi, dar să nu ne tragem înapoi. Când vrea Dumnezeu să facă ceva, să se folosească de ființa ta, ca să poată să mângâie, să ridice ceva, chiar dacă... Nu, chiar dacă ai probleme, chiar dacă ai necazuri, lasă-le toate în grija lui Dumnezeu și vei vedea că Dumnezeu le rezolvă. Și poate te bucuri de minunea care o face Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Am spus că poezia se numește Te-am ocrotit și spune Te-am ocrotit în mersul tău prin lume. Te-am sprijinit când pasul îți tremura. Când îngrozit suflalul plin de spume, tu mă chemai copilul meu pe nume, nici nu gândeai că sunt în barca ta. Te-am alinat mereu când suferința te dobora și îți dădeam puteri. Când se topea în plânsete ființa, ți-am dat în dar copilul meu credința să biruiești în viață și să speri. Te-am înălțat din voile de plânge, cu Duhul Sfânt pe aripi te-am purtat, răni ți-am legat ca tu să nu mai sângeri și acompaniat de oastea mea de înger, pe drum de slavă te-am orientat. Te-am sfătuit în clipe de încercare să nu renunți la slujba ce ți-am dat, cărarea ta să urce către soare, să fii lumină în lume, să fii sare, că te-am ales și binecuvântat. Te-am ascultat și atunci când fără știre m-ai părăsit și m-ai îndepărtat. Acum cunoști că Tatăl e iubire, că te-am iertat, te-am scos din rătăcire, ca Duhul tău să fie transformat. De aceea, dar, îți spun, te încrede în mine. Tot ce promit, eu veșnic împlinesc. Tu nu vei fi nici când de tată de rușine, căci ruga ta înălțată cu suspine și inima zdrobită prețuiesc. Te-am ocrotit în mersul tău prin lume. Te-am sprijinit când pasul îți tremura, când îngrozit, suvalul plin de spume, tu mă chemai, copilul meu, pe nume, nici când nu gândeai că sunt în barca ta. Eu sunt aici și voi fi întotdeauna, lângă cel ce viața și-a predat, am pregătit cu dragoste cununa, dar nu uita, credința e numai una, doar prin Iisus poți fi eliberat. Amin. Domn să vă binecuvinteze. Amin, amin. Slăvit să fie Domnul. Mulțumim, frate Alexandru. Domnul să binecuvinteze și pe tine. Mulțumim Domnului. Frați și surori, ne apropiem de final. Aș dori să mai ascultăm o cântare prin sora Jeta. Domnul să binecuvinteze și apoi vom veni să facem rugăciunea de încheiere, de mulțumire. Domnul să ne binecuvinteze. Sora Jeta, ne mai aude?
dacă nu este sora Jeta, mulțumim Domnului, frate, surori, pentru timpul petrecut în seara aceasta la picioarele Domnului. Mulțumim pentru că El ne-a trimis în seara aceasta hrană pentru sufletele noastre. Mulțumim pentru toți frații și surorile care am luat parte și am slujit într-un fel sau altul cu darul care ne-l-a dat Domnul, cu talentul care ne-l-a dat Domnul și l-am pus în negoț. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Am dorit acum să ne închidem noi microfoanele și rog pe fratele Cornel să aducă el rugăciunea de mulțumire înaintea Domnului pentru timpul din seara aceasta. Domnul să-l binecuvinteze. Dumnezeule preasfânt din ceruri, venim înaintea ta. Ne unim prin Duhul Sfânt, toți împreună care am făcut parte, care tu ne-ai binecuvântat să petrecem împreună prin intermediul tehnologiei. Îți mulțumim pentru această seară binecuvântată în care tu ți-ai făcut prezența, în care tu, Doamne, ai mângâiat sufletele și ai întărit. Îți mulțumim pentru învățătura dată, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel Sfânt, care Tu, Doamne, ai venit să ne-L dai hrană pentru sufletele noastre. Îți mulțumim că și Tu din ceruri, încă o dată, ne-ai binecuvântat, Doamne, și ne-ai întărit credința vie. Căci acolo sus în ceruri noi avem un mijlocitor, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru toată dragostea care Tu ți-ai arătat-o și în această seară față de fiecare dintre noi, pentru că într-o oarecare măsură Tu ai atins fiecare suflet. Tu pe fiecare ne-ai binecuvântat, Doamne, și ne-ai hrănit cu ceea ce noi aveam nevoie, fără să știm. Îți mulțumim pentru darurile Tale, pentru binecuvântările Tale, Doamne, cu care Tu întotdeauna vii și ne uimești, o Dumnezeu nostru. Îți mulțumim pentru minunile pe care le-ai făcut în viețile noastre, Dumnezeu nostru. Îți mulțumim pentru darul mântuirii, un dar neprețuit pe care noi, Doamne, l-am primit fără nicio plată. Îți mulțumim că și dincolo de toate, Dumnezeu nostru, Tu veghezi la bunăstarea noastră, la toate, Doamne, Tu ești prezent. Îți mulțumim, Doamne, pentru că și Tu ne unești, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt și lucrezi în dreptul fiecăruia. Îți mulțumim, Doamne, că și Tu pregătești pentru fiecare hrană pe măsura fiecăruia. Îți mulțumesc, Doamne. Te rog în continuare, Dumnezeu mântuirii noastre, rămâi Tu stăpânul sufletelor noastre. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet, Doamne, care a venit în prezența Ta. Știm că și Tu ai fost prezent în această seară în dreptul fiecăruia dintre noi, în dreptul fiecărui inim care și-a pus nădejdea în Tine, Dumnezeule. Te rugăm, întărește, Doamne, credința noastră. Întărește pașii noștri pe calea credinței și ajută-ne, Doamne, să-ți rămânem credincioși Ție orice s-ar întâmpla. Ține minte alăturea cu viața, Doamne, până la capăt să Te slujim pe Tine și o veșnicie împreună cu Tine, Doamne, să cântăm cântări de slavă. Doamne, ne încredințăm pe mai departe în brațul Tău sfânt, în brațul Tău călit în multe lupte, care Tu l-ai pus în slujba noastră, Doamne. Îți mulțumim pentru aceasta. Te binecuvântăm, Dumnezeu nostru, și Te rugăm în continuare, Doamne, să reverși harul Tău peste fiecare casă, peste fiecare familie, peste fiecare suflet, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, fratele Rar. Te rog să-i binecuvintezi familia. Să îngrijești Tu, Doamne, și să lași Duhul Tău cel Sfânt să-și ducă la îndeplinire ceea ce Tu ai hotărât, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi fetița, Doamne, acolo unde îi, să simtă că viu este Domnul și El este Cel care îi va purta de grijă. Te rog să pregătești pentru ea ceea ce Tu știi că are nevoie, Doamne. Doamne, scump din cerul, te rog să binecuvintezi familia Olde.
sora Oltea, fratele, și să fii cu ei, Doamne, în fiecare clipa lor să simtă că și Tu ești prezent în casa lor. Altarul spre slava și gloria Ta să nu lipsească, ci totul să fie spre slava și gloria numelui Tău. Te rog să binecuvintezi, Doamne, acest canal care Tu l-ai pregătit pentru fiecare suflet care are nevoie de Tine. Te rog, Domnul nostru, să rămâi sprijin, ocrotire și adăpost pentru fiecare. Îți mulțumim pentru toate, Doamne. Te rog să binecuvintezi, Doamne, fiecare persoană prezentă. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet, Doamne, care și în această seară, chiar dacă n-a intrat, a simțit că și Tu ești viu. Te rog, Domnul meu, să-ți faci lucrarea Ta de slavă după sfântă voia Ta. Îți mulțumim, Tată iubit din ceruri, în numele Domnului Iisus și Te rugăm să rămâi cu noi în casele noastre, în viețile noastre, în totul, sfântă voia Ta să se facă, precum în ceruri, așa și pe pământ. Și a Ta fie slava, cinstea, lauda și gloria al Dumnezeului preasfânt din cerul Tatăl, al Fiului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și al Duhului Tău cel Sfânt, în veci. Amin. Amin, amin. Slavă Domnului, mulțumim Domnului. Aș dori să întreb înainte de a spune alte cuvinte, dacă este ceva de spus din partea Domnului, dacă are cineva de spus, e bine să spună. Dacă nu este nimic de spus, întâi, înainte de toate, mulțumim Domnului Iisus că El a fost prezent în seara aceasta între noi, mulțumim. Mulțumim pentru ceea ce El ne-a vorbit în seara aceasta prin servii Săi. Mulțumim pentru frați, pentru surori, pentru surorile noastre și frați care au lăudat pe Domnul prin cântare, prin poezii. Fratele Bogdan, fratele Cornel, fratele Alexandru, Domnul să vă binecuvinteze pentru slujirea care ați avut-o. Mulțumim Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi care am fost aici de față, cei care ne-au ascultat prin intermediul acestei tehnologii, acestor aparate. Domnul să-i binecuvinteze și ne rugăm ca Domnul să lucreze la orice inimă, în orice inimă în care a fost semănat cuvântul Domnului, cuvântul Domnului să încolțească, să crească și să aducă roadă și Domnul să mai scrie nume în cartea vieții, să mai cheme oameni la pocăință și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Sora Oltea, mulțumim Domnul să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul, mulțumim tuturor și mulțumim Domnului că a fost cu noi și am primit hrană bogată și în ziua de astăzi. Domnul este credincios totdeauna și ne dă din belșug. Domnul să ne ajute și noi să rămânem credincioși atât în vremuri bune cât și în vremuri grele. Domnul să vă binecuvânteze. Cu ajutorul Domnului ne vom întâlni data viitoare la părtășie. Va fi marțiara pentru cei din Statele Unite și Canada și miercuri dimineața începând cu orele 6 până la ora 9, ora României și ceilalți din Europa. Știți, Domnul să vă binecuvânteze. Harul și pacea Domnului să fie peste fiecare și ne vedem data viitoare. Mult har și pace! Mulțumim, mulțumim. Domnul să-ți vă binecuvinteze. Pace. Salutări și la fratele Ilie. Domnul să-l întărească în trup și să-i dea putere și în lucrare. Domnul să-l binecuvinteze. Pace.